Eu am primit o solicitare din partea a 17 organizații non-guvernamentale, inclusiv Promolex, este promotorul, dacă nu greșesc, chiar primul pe listă care a subsemnat acel demers. Sunt recomandările Curții Constituționale, sunt recomandările Comisiei de la Veneția, mai ales săptămâna viitoare se va afla în vizită și secretarul general Gianni Buchichiu a Comisiei de la Veneția aici la Chișinău și vom avea discuții. Sistemul, alegerile președintelui, în general exercițiul și campania și alegerile, au arătat că sunt deficiențe în sistemul electoral. Mă refer în legislația electorală și în mod special votul din diasporă și nu doar, inclusiv mediatizarea campaniei electorale, multe subiecte care au fost invocate nemijlocit și de observatorii internaționali. Toate acestea trebuie discutate. Nu e o discuție specifică pe un sistem electoral, că e circumscripție, că e mixt, că e actualul. În general, se propune o dezbatere mult mai largă cu specialiști și experți în domeniu, care sunt necesitățile de îmbunătățire a legislației electorale.